Este un proiect pe care l-am inițiat ca urmare a discuțiilor pe care l-am avut cu Asociația Pensionarilor din Municipiul Copia Turții și cu mai mulți pensionari din municipiul nostru care își doresc ca întâlnirile pe care le-au săptămânal cu reprezentanții Casei de Pensii Cluj să se țină în altfel de condiții decât cele care se întâlnesc acum la Palatul Copiilor. Am identificat spațiul acela la holul primăriei, fostul liceu unic al primăriei municipiului Câmpia Cluj. Am luat legătura cu doamna directoră de acolo, care a acceptat numele Casei Județene de Pensii să funcționeze în spațiu, astfel că le vom permite acces o dată pe lună, de regulă miercurea, o dată de săptămână, ce scuze, așa cum scrie la punctul 4.1, să vină acolo timp de 2 ore, să aibă întâlnit cu pensionarii din municipiul nostru, care pot, la rândul lor, să-și expună problemele și să primească soluții de la reprezentanții Casei de Pensii Cluj. Nu vă spun că doresc ca proiectul să meargă și mai departe de atât, dar despre asta o să vorbim.